Bine v-am găsit, dragii mei. Sunt Bogdan Papacosta. Este o nouă ediție a emisiunii Ziua și Carte. Azi vorbim despre o carte al cărei titlu s-ar putea să vă sune foarte cunoscut, pentru că este numele unei emisiuni populare de la postul nostru de televiziune. E vorba despre Noroc că știi, o emisiune prezentată de colegul nostru, Sorin Lucian Ionescu. E bine, emisiunea nu este numai o înșiruire de întrebări și răspunsuri acolo, nu este numai prestația prezentatorului și a celor care au fost invitați în concurs, e vorba și de o carte apărută în urma acestei emisiuni. Cartea conține întrebări și răspunsuri, numai că răspunsurile nu sunt coagulate, nu sunt niște răspunsuri expeditive. Răspunsurile sunt ceva mai elaborate, astfel încât această carte devine nu doar un ghid al emisiunii, devine de fapt o carte de cultură generală, de întrebări și răspunsuri detaliate pentru cei care sunt interesați de cultura generală, de genul ăsta de subiect. Noroc că știi, apărută, tipărită sub egida NTV, Neptun TV, în Constanța, o carte de vacanță, spune autorul ei, dar de fapt o carte care ar putea să intereseze pe toți cei care citesc și vor să afle mai multe despre lumea din jurul lor. Asta pentru că informațiile cuprinse în ea sunt în general inedite. Nu sunt informații pe care le găsești oricând, oriunde. Vă spuneam că există o dimensiune amuzantă a cărții, dar există și o dimensiune mai importantă, una să-i spunem de erudiție, dacă îmi permiteți asta. Cartea are o prefață interesantă, e o prefață scrisă de Sorin Lucian Ionescu, acolo unde mi-a plăcut genul autoironic în care se exprimă autorul. Atunci când spune, de exemplu, că dacă îi se spune urât, uite-l pe urâtul care prezintă Noroc că știi, el spune că frumusețea e în interior, atât doar că se pare pe drumul spre exterior, își cam pierde direcția și nu mai ajunge acolo. Sunt și alte astfel de mușcături și automușcături. E deja o perversiune ce spune aici în cartea lui Sorin Lucian Ionescu, dar cel mai interesant este să o citești și să vezi conținutul, care, vă ziceam, e unul divers, interesant, amuzant și mult mai extins decât apare în emisiunea propriu-zis. Am să vă încep să vă și citesc câte ceva din ea, iar cei care vreți să participați la emisiunea Noroc că știi, s-ar putea să aveți nevoie de această carte la bibliografie. Poate că nu se vor repeta întrebările în alte emisiuni, dar cu siguranță vă veți putea da seama despre stilul emisiunii, despre felul în care sunt puse întrebările și mai ales despre felul în care ar trebui să vină răspunsurile. Evident că nu e vorba de un examen la facultate, dar e vorba de ceva mai important până la urmă. Te vede atâta lume că habar n-ai, eu zic că ar fi bine să te pregătești când vii la o astfel de emisiune. Și am văzut asta. Totuși, sunt niște apariții jenante acolo, dar salvate de aparițiile mai puțin jenante. Haideți să vă citesc întrebarea numărul 31. Cine a fost conducătorul din secolul 14 care dă numele Dobrogei? Trist, spune răspunsul naționalist, trist, dar adevărat, era bulgar. De ce trist totuși? Deși după unele surse este considerat fie român, fie turc creștinat, fie turc sau cuman, Dobrotici era Dobrotici. În afară de Dobrogea, orașul Bazargic sau Dobrici, două sate din nordul Bulgariei sunt numite după el. Așadar, numele Dobrogei provine de la un bulgar și e trist, spun autorii cărții. În urma cărui război a abolit armata britanică practica cumpărării gradului militar. Bătălia de la Balaclava a fost considerată principala bătălie din timpul războiului Crimeei, conflict armat între Regatul Unit, Franța și Imperiul Otoman pe de o parte și Imperiul Rus pe de altă parte. A fost prima dintre cele două încercări ale rușilor de spargerea încercuirii Sevastopolului. Așa s-a ajuns la dezastruoasa șarja cavaleriei ușoare condusă de George Charles Bingham, fiind o eroare atacul bateriilor doar cu cavalerie, fără pedestrime. Floarea tinerimii engleze, adusă tocmai din India pentru a lupta pe frontul din Crimea, a fost distrusă aici. Bun. Și încă ceva interesant din cu totul alt domeniu, istorie dacă vreți, o istorie fictivă. Cum se numește calul cel alb al lui Gandalf din Lord of the Rings? Și are un nume excelent. Numele cailor diverselor personaje istorice și mitologice, Moș Nicolae și Moș Crăciun, Caligula, etc., par să exercite o oarecare fascinație în rândul participanților la concursurile de cultură generală. În cazul de față, e vorba de unul care pare să se potrivească și unui detergent, Shadowfax. Foarte drăguț, cine o fi găsit, adică știm cine a găsit numele, autorul cărții. Bun, ce compozitor a obținut Oscar pentru muzica filmului Breakfast la Tiffany? Marele compozitor american a câștigat de-a lungul carierei numai puțin de 20 plus 1 postum din 72 de nominalizări de premii Grammy. Henry Mancini a obținut de asemenea 4 premii Oscar din 18 nominalizări, unul pentru culoarea sonoră a filmului Black Edwards, cu Audrey Hepburn în rolul principal, o trupă americană rock Deep Blue Something a înregistrat un oarecare succes cu melodia cu același titlu,
Să spunem că Henry Mancini face și muzica din Pantera Roz, din desenul animat Pantera Roz. Bun. Foarte multe domenii, foarte multe direcții în cartea asta. E o carte subțirică și modestă în aparență, de fapt cuprinde foarte multă cultură generală. Vă recomand Ziua și Cartea, Bogdan Papacostea. Citiți că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare.